Până la sfârșitul acestei săptămâni vom finaliza lucrarea ce se vede în spatele meu. Este un loc de agrement pentru câini, un țar de câini. Este cel mai generos din câte am făcut în municipiu până acum. Este cel de-al șaptelea țar pentru câini care îl facem în municipiu. Mai avem încă 6 făcute în cartiere. Odată ce îl finalizăm pe acesta, în planurile noastre o să mai amenajăm încă 4 zone de agrement, în Tractorul, în Bartolomeu, în cartierul Noua. Sunt cerințe mari pentru asemenea perimetre și ne bucurăm că le putem amenaja pentru cetățenii care plimbă animalele de companie. Că la finalul realizării acestor perimetre pentru câinii de companie, ele vor fi dotate cu bănci, cu coșuri pentru dejecțiile animale. De asemenea, vom monta la fiecare un regulament cu anumite reguli care trebuie respectate în aceste zone.